Bună ziua, doamnelor, domnilor! Bine ați venit la ședința ordinară din luna noiembrie. Vă rog pe domnul președinte să preia conducerea. Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară din data de 28.11.2023, atât în persoană prezență fizică, cât și în online. Vă aducem la cunoștință că toate proiectele de pe ordine de zi au fost prezentate și în comisiile de specialitate și aprobate. A fost avizate. Și avizate. Favorabil. Începem cu primul punct de ordinea de zi, aprobarea proiectului ordin de zi a ședinței ordinare din data de 28.11.2023. Supunem la vot cine este pentru. Cu 14 și cu 16 voturi pentru, s-a aprobat proiectul din ordinea de zi numărul 1. Trecem la proiectul din ordinea de zi numărul 2, aprobarea procesului verbal la ședința ordinară în data de 26.10.2023. Supunem la vot cine este pentru. 16 voturi, s-a aprobat și proiectul pe ordinea zi numărul 2. Trecem la numărul 3. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare este ordinare din data de 13.11.2023. Supunem la vot. Cine este pentru? 14 voturi că pentru, s-a aprobat și numărul 16. S-a aprobat și proiectul pe ordinea zi numărul 3. Trecem la punctul numărul 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.11.2023. Supunem la vot cine este pentru. 16 voturi pentru. S-a aprobat și punctul numărul 4. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești din data de 30.09.2023. Câteva precizări. Am vorbit pe comisii despre aprobarea contului de execuție pe fiecare trimestru în parte. Astăzi supunem aprobării execuția bugetului local la data de 30.09.2023, conform anexelor 1-7 care fac parte din prezentul proiect de hotărâre. O rog foarte pe scurt pe doamna contabilă să ne facă câteva precizări, după care, dacă aveți întrebări, vă rog să le transmiteți. Conform situațiile care le-am depus la final de 30.09.2023, veniturile pe bugetul local au fost în suma totală de 22.633.121 lei. Iar cheltuielile totale 15.590.332 de lei. La ce se privește bugetul pentru autofinanțate, sursa E, la o parte de venituri a fost 1.268.058 de lei, iar la parte de cheltuieli 430.354. În ceea ce privește indicatorii finali transmis de trezorerie în urma depunerii situațiilor financiare, gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 103,97%. Dacă sunt întrebări, în ședința pe comisii, proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil la toate comisiile. Dacă nu sunt întrebări, nu s-a vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Unanimitate? 16 voturi. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului operativ de acțiune pentru perioada de iarnă 2023-2024 în orașul Dărmănești, județul Bacău. Domnule primar. Am făcut precizări și la ședința pe comisii. În fiecare an aprobăm programul operativ de acțiune în perioada de iarnă și prin acest proiect de hotărâre pe care l-a inițiat domnul viceprimar, avem stabilit foarte clar
cum vom asigura dezăpezirea străzilor din orașul Dărmănești în perioada sezonului de iarnă, iarna 2023-2024, fac precizarea că dezăpezirea va fi asigurată de, în regie proprie, cu utilajele pe care le avem în dotare la acest moment la garaj. Am stabilit pe fiecare utilaj străzile în care utilajul respectiv va interveni, responsabil pe fiecare stradă și, sigur, și materiale antiderapante necesare. Facem precizare, avem în stoc 1000 de tone de nisip și sare aferentă pentru a interveni la timp. Avem, de asemenea, pe arterele în pantă pregătite niște puncte de depozitare în care vom avea nisip, intervenție imediată la fața locului, dacă ni se impune așa ceva. În mare, plan operativ este gândit, ca și în anii anteriori, să intervenim la timp și cu niște costuri cât mai mici, pentru că puteam să facem contracte și cu societăți comerciale din județ sau numai, dar costurile sunt mult mai mari. Dacă aveți întrebări, mulțumesc, supuneți la vot. Supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 16 voturi. S-a votat și punctul numărul 6. Trecem la punctul numărul 7. Proiect privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii venitului minim de incluziune, conform legii numărul 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Sigur că și acest proiect de hotărâre vizează un plan de acțiuni și lucrări de interes local al orașului Dărmănești pentru beneficiarii de venit minim de incluziune. În fiecare an, noi avem pe ordinea de zi un plan de acțiune pentru beneficiarii înainte a legii 416, astăzi vorbim de venitul minim de incluziune. În baza acestui proiect de hotărâre și a planului de acțiuni propus, fiecare beneficiar a legii menționate are un program de lucru, avem obiective specifice, acțiuni și măsuri pe care le vom face, termene de realizare și responsabili din cadrul alt oraș Dărmănești pentru implementarea acestui plan. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 16 voturi s-a aprobat punctul numărul 7. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de teren estabilan de 4.625 metri pătrați din totalul suprafeței de 9.870 teren extravilan, categorie de folosință pășune, număr cadastral 65.588, aflat în proprietatea privată a orașului Dărmănești, identificat conform anexei numărul 1, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică și de interes local, înființarea centrului de colectare prin acord voluntar în orașul Dărmănești. Și la acest proiect am făcut precizări în ședința pe comisie, în vederea implementării acestui proiect, adică înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar, proiect finanțat cu fonduri europene, trebuie să scoatem din circuitul agricol o suprafață de 4.625 de metri pătrați. Terenul pe care am propus să facem investiția este la acest moment în categoria de folosință pășune și conform solicitărilor celor de la Direcția Agricolă Bacău, trebuie să schimbăm încadrarea, scoatem, așa cum am spus, din circuitul agricol suprafața de 4.625 de metri pătrați, aprobăm schimbarea categoriei de folosință din teren agricol în curți construcții și declarăm de utilitate publică și de interes local obiectivul de investiții în ființarea centrului de colectare prin aport voluntar. Sperăm ca în urma acestui demers făcut de noi, aprobarea hotărârii de Consiliul Local la care fac referire, să putem să obținem avizul de la Direcția Agricolă Bacău și, sigur, de la Agenția de Mediu, în vederea implementării proiectului menționat.
Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Cu 16 voturi s-a aprobat și punctul numărul 8. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice economice, faza proiect tehnic, a devizului general, a proiectat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în ființare parc fotovoltaic în orașul Drămâne, județul Bacău. Am să fac câteva precizări și aici este vorba de un proiect finanțat din fonduri europene din Buin, care trebuie să finalizeze la 31 decembrie 2023, adică peste o lună. În urma licitației pentru execuție, indicatorii inițiali din proiect au fost modificați în sensul că au scăzut puțin și, conform legislației în vigoare, aprobăm documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic și devizul general actualizat, precum și indicatorii tehnico-economice actualizați în urma procedurii de licitație pentru execuție. Spuneam, în urma licitației pentru execuție, acești indicatori valorici au scăzut puțin. Prin acest proiect de hotărâre, practic, aprobăm valorile așa cum au fost ele licitate, și valoarea totală a proiectului este 4.737.042 lei, eligibil 3.449.141 și o finanțare din partea noastră 1.287.900. Dacă aveți întrebări. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Cu 16 voturi pentru, s-a aprobat punctul numărul 9. Trecem la punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului unui împrumut în valoare de 3.000 de lei, în conformitate cu 3 milioane de lei, în conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de licență a Guvernului, numărul 92-2023, privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare prin acordarea unor împrumuturi de impresionare a statului. Am să fac câteva precizări. Este vorba de proiectul la care am făcut vorbire acum câteva minute, finanțarea unui parc fotovoltaic din programul operațional Infrastructură Mare, proiect care trebuie să-l finalizăm până la 31 decembrie. Valoarea acestui proiect, 4.700.000 de lei, conform instrucțiunii 70 pe care a programului operațional Infrastructură Mare, noi trebuie să închidem acest proiect până la 31 decembrie 2023. Toate sumele care nu sunt atrase până la 31 decembrie devin în ianuarie neeligibile. Cu alte cuvinte, dacă nu reușim să implementăm acest proiect până la 31 decembrie, suma neimplementată este plătită de primărie. Pentru a putea să facem acest lucru, noi trebuie să plătim din banii noștri, cei 4.700.000 de lei, urmând ca în luna ianuarie, să, după ce finalizăm proiectul, să cerem rambursarea sumelor de la Minister. Nu avem la acest moment disponibil 4.700.000 în cont și ca atare am propus în urma discuțiilor avute cu colegii mei și a ordonanței de urgențe care ne facilitează un împrumut prin trezorerie, să facem un împrumut în regim de urgență din trezoreria statului în sumă de 3 milioane de lei, cu care să putem să ne plătim aceste facturi care vor veni din lucrările executate la acest parc, urmând ca diferența de 1,7 milioane până la concurarea sumei de 4.700.000 să achităm din bugetul local. Deci 1,7 milioane punem noi din bugetul local, 3 milioane luăm din împrumut, achităm acest integral acest proiect, urmând ca luna ianuarie-februarie cel târziu să depunem cereri de rambursare să primim cei 3.400.000 care sunt eligibili și să returnăm împrumutul. Împrumutul este, așa cum spuneam, cu o dobândă mică prin trezoreria statului. Valoarea împrumutului este 3 milioane de lei și ne propunem să-l achităm în, nu știu, 6-7 luni. Pe măsură ce luăm banii de la POIM,
achităm împrumut. Orice fel de întârziere nu face decât să, eu știu, să ne curce, pentru că termenul maxim de depunere a documentației pentru împrumut la trezorerie este 15 decembrie, după data de 15 decembrie nu mai putem solicita, iar a doua limitare este legată de sume. Guvernul României a alocat pentru acest program 1 miliard de lei și sigur că dacă se vor termina acești bani, degeaba mai depunem noi solicitare. Dacă aveți întrebări, care ar trebui să fie stadiul parcului la finalul acestui an? Trebuie să fie finalizate lucrările. Orice sumă care se decontează după 1 ianuarie devine neeligibilă. Noi am vorbit cu constructorul, constructorul este mobilizat, ne-a garantat că are materialele pe stoc, ne-a garantat că până la 31 decembrie el va vinde proiectul, urmând ca punerea în funcțiune a proiectului să fie făcută în 2024, punerea în funcțiune, dar cheltuielile legate de materiale și așa mai departe, trebuie să neapărat finalizate în decembrie 2023. Deci orice fel de... 2023, acum, luna viitoare trebuie să terminăm. Chiar dacă, am înțeles bine, noi banii să luăm undeva în jurul datei de 15 decembrie? Nu. Deci da. Documentațiile pot fi depuse până pe 15 decembrie la trezorerie. Noi vom depune mâine dosarul, după aprobarea acestei hotărâri de Consiliu, și vom discuta la trezorerie când îi se creează banii, că dacă banii se creează în ianuarie, nu ne ajută. Și eu sper că așa guvernul, tocmai pentru asta, până pe 15 decembrie, ca din 15 decembrie până pe 30 decembrie, toți cei care sunt în viața asta să poată să facă o plăție. Deci, repet, orice fel de întârziere, că nu avem bani, că nu putem plăti, că nu mai știu ce, transformă aceste sume în neeligibile și trebuie să le punem de la mine. Ok, dar din punctul de vedere al celui care execută lucrarea, nu e niciun fel de problemă. Nu, el ne-a asigurat că el termină. Ne-a cerut ca să avem și bani să putem să-i plătim tot în, pentru că 4.700.000 e greu. Oricine. Și a zis, domnule, eu în două situații de lucrări o să-ți termin parcul. Aceeași situație este și la Comănești și au un parc tot pe Poim. Din ce știu, o valoare mai mare de ei. La fel au făcut un împrumut mai devreme ei și n-au făcut prin trezorerie, că asta cu trezoreria e mai nou deschisă, au făcut la o bancă, ca să poată să se spune. Mă gândeam că riscul creatului e oarecum împărțit. Cred că dacă nu o să depindem doar de noi și el nu o să fie în termen, atunci ce o să se întâmple? Deci în contractul de execuție pentru constructor, noi am prevăzut clauze foarte dure în cazul în care nu închide la 31 decembrie. Ok. Dar nu din motive imputabile nou. Nu, no, ok. Da, deci eu ne-am luat toate măsurile. Da. Deja ne-au trimis și stocurile de materiale, câte sunt, câte panouri, unde sunt, da? E o problemă de punere în funcțiune, pentru că noi avem și un post de transformare la sol acolo și, sigur, până se fac legăturile la postul ăla cu rețeaua de... Da, deci e specificat foarte clar că punerea în funcțiune nu intră până la finalul anului 2023. Deci am transmis, mi s-a solicitat printr-o instrucțiune de către Polim să spunem până când punem în funcțiune parcul și Ministerul a creat o posibilitate, cei care nu reușesc până la 31 decembrie să pună și în funcțiune obiectivul, îl pot pune până la 31 decembrie 2024. Și am făcut o adresă că punerea în funcțiune va fi făcută în cursul anului 2024, dar execuția lucrărilor trebuie neapărat terminată în 2023. Repet, orice fel de factură pe care noi am achitat-o în ianuarie, în februarie, devine neeligibilă. Și atunci... Ok, și dacă termenul se mută pentru punerea în funcțiune până la final de 2024, există riscul în care banii se primim abia după aia? Nu. Punerea în funcțiune înseamnă niște cheltuieli care noi le-am prins ca neeligibile. Adică sunt în partea noastră, în sarcina noastră, din cei 1.700.000. Strict finanțarea intră fix pe punerea noastră, apoi... Finanțarea intră strict pe achiziționarea materialelor, panouri, tot ce avem noi acolo și pe punerea lor în operare. Iar din 1.700.000 care noi trebuie să achităm, este inclusiv taxele pe care le plătim la ISC, la acordul materiei, avizul tehnic de raportare, la efectiv raportarea la rețea, care țin de noi și oricum putem suma plătim. Deci, dacă mai sunt întrebări de atunci.
Dacă nu, vă rog și puneți la vot. Și pune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Trei abține, da? Doamna Vedea și domnul Bara și domnul Vedeță. Doi cu locul. Mai pentru și trei abține. 13. 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 Este vorba de concesionarea directă a unor suprafațe de teren pe care sunt construite case. Astăzi am venit cu 28 de loturi în vederea concesionării directe și, așa cum spuneam, intrarea în legalitate. Acest teren aparține domeniului privat al UAT Oraș Dărănești. Am făcut măsurătorile în cursul ferii pe fiecare lot ocupat abuziv. Am cadastrat aceste terenuri. Practic sunt 55 de loturi. Astăzi venim cu un prim proiect de hotărâre care cumulează 28 de loturi. După intrarea, concesionarea directă a acestor suprafețe de teren și intrarea în legalitate, fiecare beneficiar va deschide la Registrul Agricol poziție de rol în baza contractului de concesiune. Fiecare teren are alocat adresa administrativă și în acest fel creăm posibilitatea pentru intrarea în legalitate și cu clădirile. Deci e un proiect pe care noi l-am gândit încă de la începutul anului 2023, așa cum spuneam, cu măsurători acolo, plan de încadrare în zonă, cadastrări și așa mai departe. Dacă aveți întrebări, supun la vot. Cine este pentru? 16 voturi. S-a aprobat punctul numărul 11. Trecem la punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnice, economice, faza SP, DALI PT, pentru obiectiv de investiții. Crearea unui centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire în domiciliul orașului Dărmănești. UAT Oraș Dărmănești a semnat un nou contract de finanțare în valoare de 7 milioane de lei în vederea construirii, echipării și operaționalizării unui centru de zi de asistență și recuperare pe zona vârstnică finanțat prin, așa cum spuneam, prin TNRR și cu echipă mobilă. Acest contract l-am semnat, el va fi construit centru în strada Dumbravei, unde noi am o clădire care aparținea domeniului privat, posta spălătorie, pentru că în urma expertizei făcute la acea clădire am primit din partea expertului soluția de a demola acea clădire, am și demolat clădirea respectivă. Astăzi suntem în faza de a aproba nota conceptuală, tema de proiectare și începerea unui studiu de fezabilitate la acest proiect. După ce parcurgem etapa de studiu de fezabilitate, vom lansa procedura de PT și execuție. Vedem, ori facem PT cu execuție, ori proiecte separat și execuție separată. Cursul anului 2024, sigur că luăm în vedere începerea lucrărilor și la acest obiectiv de investiții. Dacă aveți întrebări, vă supunem în vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, 16 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință în vederea valorificării prin licitație publică a masei de masă pe picior în volum de 1744,02 metri cub propusă spre exploatare din fondul forestier al UAT orașul Dărmănești în anul 2023. Așa cum spuneam și la ședința pe comisii, UAT Oraș Dărmănești are în proprietate 1400 de hectare de pădure. Noi spunem pădure, în realitate este o pășune împădurită și conform amenajamentului, noi avem prevăzut o anumită cantitate de exploatat în fiecare an.
În ultimii ani nu am parcurs aceste lucrări de valorificare a masei lemnoase, în ideea de a avea o cantitate mai mare rezervă și, sigur, atunci când avem nevoie de bani să ne finanțăm proiectele europene, să putem să apelăm și la această resursă. Astăzi avem peste 20 de proiecte cu finanțare europeană și propun un prim lot de masă lemnoasă pe picior să valorificăm. Volumul este de 1744 metri cub. Așa cum spuneam, este rezerva din anii anteriori pe care n-am exploatat-o. Și în baza analizei făcute vis-a-vis de prețul de referință, de pe piață, prețul valorificat de Regia Națională a Pădurilor, cât și de cei care valorifică masele noastre din zona noastră, am stabilit și prețurile de referință. Propunem ca valorificarea masei lemnoase să se facă prin licitație publică cu strigare. Am aprobat prețul, așa cum spuneam, pe specii, grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului. Am aprobat documentația, propunem spre aprobare, documentația privind valorificarea pe licitație și sigur că sperăm ca să avem în urma acestor licitații și persoane juridice interesate spre valorificare. Urmează, așa cum am zis și pe ședința de comisii, în decembrie sau în ianuarie, cred că după ce vom semna contracte pentru valorificarea masei la care fac astăzi referire, să mai marcăm și, eu știu, cealaltă cantitate care nu este marcată în ideea de a o valorifica și de a ne putea finanța proiectele pe care le avem. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot și este pentru. Împotrivă, abține 16 voturi, s-a aprobat și punctul numărul 13. Punctul numărul 14 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivel de OAT, oraș de Mâine, județul Bacău și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestui. Așa cum am discutat ședința de comisie, rămâne domnul secretar să clarifice dacă introducem și persoana care a fost nominalizată în raport sau nu. În rest, dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține 16 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 15 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență, un cuantum de 3.000 de lei, doamnei Merchez Veronica, persoană aflată în nevoie specială, cu domiciliu în Sărgau, cu numărul 118, oraș Dumnezeu. Da, propun acordarea unui ajutor financiar de urgență, doamnei Merchez Veronica, are o situație medicală mai deosebită, urmează o intervenție chirurgicală și costurile pentru această intervenție depășește în posibilitățile persoanei în nevoie și, sigur, și noi, în măsura resurselor pe care le avem, propun acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Spune la vot cine este pentru, împotrivă, abține 16 voturi pentru. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 25,04 metri pătrați, destinat de desfășurare de activități comerciale și situat în incinta imobilului în strada Victoriei numărul 16, identificat număr cadastral 65560. Da. Sigur că urmărim să valorificăm la maxim resursele pe care le avem. În piața centrală avem un spațiu care la acest moment este liber. Am avut acolo o persoană juridică care l-a închiriat cu ceva timp în urmă. L-a eliberat, suprafața de 25 de metri pătrați. Am avut o altă solicitare din partea unei persoane juridice. Procedura este doar cu licitație publică. Sperăm, așa cum spuneam și la comisii, să nu se răzgândească persoana până reușim noi să facem treaba asta. Cert este că la articolul 7 trebuie să desemnați ca mai din cadrul Comisiei de Licitație din partea Consiliului Local, două persoane.
și aș vrea ca dumneavoastră să propuneți două persoane care să facă parte din Comisia de Licitație. Cine dorește, vă rog. De la urbanism, dacă văd că nu mai e. Vă rog. Domnul Mana Ilie propun și cu doamna Nușa Nicodin. Dar doi juriști, e ok, e bună. Da? Domnul este la propun și eu pe cine era. Vă rog. Domnul Debrețe. Domnul Debrețe, ok. Domnul Debrețe și cu domnul. Sunteți de acord, domnul Mana și cu domnul Debrețe? Domnul Debrețe. Eu zic că e ok, supunem, deci... Supunem. Gata, s-a aprobat. Da? Deci treci pe aici? Da. Intervenții și cu umane. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, supunem să facem. Supunem la vot cine este pentru? Abținere din potrivă, 16 voturi pentru. Punctul numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite din ANLE, situate în orașul de Mureș, județul Bacău. Da, sigur că în urma listei de priorități și a repartițiilor pentru locuințele ANLE făcute aceste proiecte de hotărâre în luna octombrie, au rămas disponibile câteva, două garsoniere și două apartamente. Am mai avut niște solicitări. Au trecut de comisia de verificare, practic la punctul numărul 17 se aprobă lista de priorități și în anexă vedem cine e, difum și cu lăcătușul. Dacă aveți întrebări legate de lista de priorități, dacă nu supuneți la vot. Spune la vot cine este pentru. Abținere împotrivă. 16 voturi pentru. Trecem la numărul 8, punctul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin ANLE situate în orașul de Mureș, județul Bacău. Dacă în prima hotărâre am aprobat repartiția, prin acest proiect de hotărâre propunem repartizarea locuințelor celor doi solicitanți și avem în timp Bogdan o garsonieră și Lăcătușul Ștefan un apartament. Vorbim de cele care au fost liberate. Întrebări? Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi. Mulțumesc. La diverse vreau să vă fac eu câteva precizări înainte, după care dumneavoastră dacă aveți ceva de întrebat. În primul rând, cu ocazia Zilei Naționale, pe 1 decembrie, începând cu ora 11, vom face un ceremonial în fața liceului. Deci sunteți invitați, toți cei care vreți să fiți alături de noi, cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, ora 11, la monumentul din fața liceului, din fața primăriei. A doua, să zic așa, propunere este de a sub tutela o sărbătoare a magiei și tradițiilor, vă propunem să facem un târg de Crăciun aici în piațeta din fața primăriei, începând cu data de 16 decembrie, ora 8. Adică să deschidem târgul de Crăciun în data de 16 decembrie, începând cu ora 18. Locația este piațeta din fața primăriei și oferim primăria standard gratuit. Adică nimeni nu are niciun fel de cheltuială. Noi vom face în funcție de solicitări acele standuri, acele căsuțe le vom monta. Persoanele fizice, persoane juridice care sunt interesate să vină și să participe la acest Crăciun cu, eu știu, bunătățile din gospodăriile domniilor lor, sunt rugate să ia legătura la telefonul pe care l-am afișat cu colegii din primărie. Vom pune la dispoziție un stand, o căsuță, așa cum am stabilit. Deci, ora 18, începând cu data de 16 decembrie și, sigur, târgul va ține până după 1 ianuarie. Și a doua propunere pe care o fac comunității, este de a gândi împreună primăria și cu Asociația Sunetul Munților un parteneriat prin care
încercăm să aducem bucurie în inima copiilor cu mai puține posibilități. Adică vrem să facem un fel de Moș Crăciun pentru cei la care Moș Crăciun nu ajunge în acest an și noi lansăm și un anunț pe site-ul, cred că este și lansat, pe site-ul primăriei. Am zis noi aici, acum poți contribui, donații materiale în cărți, jucării, haine, încălțăminte, rechiste școlare, dulciuri, sucuri naturale. Acestea ar trebui să fie, ne referim la haine noi și nu folosite, iar produsele care intră în categoria produselor alimentare să fie în termen de garanție, valabil și etichetat. Pot fi făcute și donații financiare, orice sumă este apreciată și va fi folosită pentru cumpărarea unor cadouri copiilor pe care i-am amintit. În anunțul pe care noi l-am postat, este deschis și un cont la Raiffeisen Bank. Donațiile materiale pot fi aduse aici la Consiliul Local de Mănești în fiecare zi, de marți până vineri, între orele 10 și 15. Deci dacă doriți să participați la acest proiect frumos, intitulat Fii și tu Moș Crăciun, vă așteptăm alături de noi. Am spus în mare, dar acest anunț îl rulează pe site-ul primăriei și, sigur, oricine se poate alătura. Deci, primul lucru, 1 decembrie, începând ora 11, în fața liceului. Al doilea lucru, deschidem târgul de Crăciun, începând cu data de 16 decembrie, ora 18, aici, în fața primăriei. Și al treilea lucru pe care l-am amintit aici, încercăm să facem împreună primăria și cu acest ONG Sunetul Munților, un parteneriat sub tutela Fii și tu Moș Crăciun, în ideea de a se ajuta cumva niște copii care sunt în nevoie. Mulțumesc! Vă așteptăm alături de noi. Aveți toate datele la dispoziție. Dacă mai sunt și alte întrebări legate de capitolul divers. Vă rog, domnul Mirea. Dacă îmi dați voie pe o completare la târgul de Crăciun, când am mai făcut și a ținut după începutul lunii decembrie, a fost mare succes. Fiind de lungă durată la noi, ne fiind un oraș foarte, foarte vizitat de turiști. Mă gândeam să vă propun, dacă și colegii mei sunt de acord, să tiriem un spațiu la cineva care are un patinoar. Și să mă sunt alea care își vine la aia și plătește terenul chirie pe terenul și altă poveste. Toate, în zona târgului, să-i găsim o... Toate acțiunile pe care le facem, noi înseamnă costuri. Și noi avem ordonanța 90 care nu ne permite să alocăm resurse financiare. De-aia am și venit și am spus că facem un parteneriat. Un patinoar de genul ăsta, ce zic eu, aduci. Adică la închiriem un teren, procedă poate... Eu vă propun să vă implicați în povestea asta și dacă reușiți să găsiți cineva. Că numai târgul de 16 ani, cred că așa ar fi fost mult mai ok de prin 24, să zic așa. Nu am venit cu bucurile astea, pentru că 16 vedem ce solicitări sunt, da. Cum sunt. Altă propunere pentru viitor. Am găsit și eu pe la altă primărie, sunt la altă primărie în țară, care au așa ceva, niște proiecte de casă, care să le putem da gratuit la tine. Să fie niște proiecte complete, că noi și așa avem o sistematizare a urbanismului în domeniul construcțiilor. Deci proiectul. Și noi să le dăm proiectul, să nu mai plătească un proiectat. Și, de exemplu, am citit o primărie are trei proiecte. Partier doar, partier plus mansardă sau partier plus etaj. Trei tipuri de proiecte care vin la cine vor să-și construiască. Își ia doar avizele necesare și proiectul și nu mai caut un proiect ca de 7, 8, 9, 10, 10.000 de lei, nu știu, mai știu eu cât. Eu sunt gratuitul, domnul Creșe. Și o să vedem dacă acceptă solicitații. De obicei, fiecare vine cu solicitații de cum se numește? Cu mici de adaptări în funcție de zonă, de terenului, pentru că toată lumea comenziu de bani pentru proiect. Proiectul trebuie avizat și cei de la ISC și nu prea de atunci. Păi, nu știu legal, am să vedem. E legal, eu știu să vedem, dacă e legal în care au așa ceva. Vreau să vă mai întreb de curent, la fața lacului. Că
Și nouă li s-a comunicat că dă drumul încă din prima parte a anului 2023. Sigur că lucrările sunt spre final, au avut niște între timp, s-a modificat legislația și lucrările din stația de la baraj nu au mai coincis cu cele care erau prevăzute în proiect. Adică, de când s-a făcut proiectul și până să se termine proiectul, s-a modificat legislația. Și tot ce ține de partea de echipamente care sunt, trebuie montate în stația de la baraj, legislația prevede altceva. Și de acolo a început tot felul de cine pune banii, pentru că alea sunt mai scumpe, nu mai sunt ce a fost. Noi am asumat, am spus, să vină cu situația de lucrări și conform legislației și vom pune banii și înseamnă încă 200 și ceva de mii de lei inclus pentru noi. De cazul la fel și el, am înțeles că s-a dat un agrement la momentul, cred că august sau iulie 2023. Constructorul a cumpărat acele echipamente, a și montat și sunt în faza de recepție din partea de gaz. Deci, pe măsură ce, altceva nu mai au de făcut decât lucrările din stație, pe măsură ce vor veni aceste recepții semnate de cei de la Delgaz, pentru că ei sunt, au specialiști acolo, vom, sigur, da și noi situațiile la plată și eu cred că partea din tot vor finaliza. Nu cred că anul ăsta, partea de lucrări, deci cam pe acolo suntem. Sunt lucruri care nu sunt imputabile. Am făcut o propunere, o solicitare, să vină domnul comandant al poliției. Am avut o discuție cu dumnealui. Sincer, nu l-am invitat în ședința asta. Mi-a schepat nouă, mă trează pe loc, de urmă, domnul secretar și la ședința următoare să fac un raport de activitate. Da. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc. Declară ședința închisă. Zic frumoasă.